Întâi, versetele 24 și 25. Eu cred că avem o, un citat mai uh, greșit, ales de, de mine la început, dar uh, versetele sunt, cred că, 14, 24 și 25. Ia. Este capitolul 10, nu, verset, nu capitolul 1, versetul 24 și 25. Să vegem unii asupra altora ca să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Amin! Să ocupăm locurile. Duminica trecută am ținut o predică pe care am intitulat-o Ce ucide biserica de astăzi? Care sunt lucrurile care omoară viața unei biserici? Și mă gândeam că am fost destul de negativ în predica mea, nu? Și întotdeauna când spui prea multe lucruri negative, trebuie să fugi la extrema cealaltă și să spui și lucruri pozitive, nu-i așa? Dacă au tot timpul numai critici, Încep să fii disperat. Se spune că în educarea copiilor, atunci când spui un lucru negativ unui copil, trebuie să ai grijă să spui vreo 10 pozitive ca să echilibrezi balanța. Acum, n-am de gând să vă promit că o să țin vreo 10 predici pozitive acum, după asta, dar m-am gândit că după ce am vorbit de o biserică moartă, ar cuveni să vorbim și despre una vie. Să vedem cum este o biserică vie. Fiecare dintre noi am vrea să facem parte dintr-o biserică vie, așa -i? Cine ar fi de acord să frecventeze o biserică moartă? Niciunul dintre noi, nu-i așa? Am vrea să participăm într-o biserică vie, puternică, dinamică, o biserică care crește, o biserică care îl iubește pe Dumnezeu foarte mult, o biserică foarte eficientă în mâna lui Dumnezeu pentru a răspândi Evanghelia. În seara aceasta, deci, Subiectul este biserica vie. Să vedem cum este totuși o biserică vie. Cum ar trebui să fie o biserică vie. Care sunt răsăturile unei biserici vii, unei biserici puternice? Mulți oameni cred că o biserică puternică este o biserică care are un building foarte mare. Și este foarte ușor să crezi, probabil că este puternică financiară, că își permite să aibă un building foarte mare. Poate că își permite pentru că sunt mulți și pot să aibă un building foarte mare. Mulți membri, multe programe, organizație foarte bună, aparțin unor, unei denominații foarte faimoase, nu-i așa? Toate însă acestea nu sunt nicio garanție că biserica aceea este o biserică vie. Sunt și cadavre de oameni foarte mari, nu-i așa? Nu numai ăia amici mor, mor și ăia mari. De aceea, în seara aceasta este important să vedem care sunt, după Sfânta Scriptură, câteva caracteristici a unei biserici vii, o biserică care funcționează și o biserică adevărată. De la bun început, vreau să spun că adunarea noastră la oaltă este foarte importantă, adunarea noastră în biserica locală. Nu putem trăi fără asta. Sunt unii care cred că pot să fie creștini de unul singur, așa, niște Long, long Rangers. Te uzi la televizor din când în când, mai ales pe internet acum, spunea cineva, de ce sens are să te duci la biserică? Eu pot să-mi găsesc predicile de pe internet. Good luck! Nu? Intri pe internet, câte vrei găsești, tot. Ce mai grozav predicatori, Vrei să te duci la cea mai mare biserică? Te duci la ei, acum, în lumea asta virtuală. Dar adunarea noastră la oaltă este extrem, extrem de importantă. Iată ce spunea Apostolul să veghem unii asupra altora, să ne îndemnăm în dragoste și fapte bune și să nu părăsim adunarea, pentru că și pe vremea aceea erau oameni care aveau obiceiurile noastre, să nu se ducă la biserică. Cred că și aia rămâneau la internet, nu? Să uitau la alte biserici și nu veneau să participe împreună cu frații la biserica locală. Un alt lucru care vreau să îl afirm aici este că este în noi dorința aceasta la biserica la care mergem să fie o biserică vie, o biserică adevărată, o biserică dinamică, o biserică după voia lui Dumnezeu. Care sunt trăsăturile acestei biserici? Și al... haideți să vedem uh, cinci din aceste trăsături despre care am să vorbesc în această uh, seară. În primul rând, o biserică vie funcționează ca un trup, funcționează ca un trup. Apostolul Pavel spune în 1 capitolul 12, versetul 27, voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare în parte sunteți mădulare în acest trup al lui Hristos. Voi sunteți trupul lui Hristos. Biserica este trupul lui Hristos. Despre acest trup al lui Hristos, care este Biserica, acest trup funcționează, biserica trebuie să funcționeze ca un trup. Cred că cel mai potrivit ar fi să întrebăm un doctor cum funcționează un trup, nu? Un trup sănătos. Trebuie să aibă toate mădularele sănătoase și toate să se achite de datoriile care le au, nu-i așa? Biserica, deci, este trupul lui Hristos. În 1 Corinteni, la capitolul 12, versetul 27, Apostolul Pavel spunea astfel: Voi sunteți trupul lui Hristos și fiecare împarte mădularele Lui. Voi sunteți trupul lui Hristos. Voi, Biserica, sunteți acest trup glorios al lui Hristos. Putem avea organizații, dar organizațiile nu garantează că avem și viață în ele. Putem să fim organizații mari. Dar ceea ce dă viață acestui trup este Hristos, care este capul acestui trup. Viața acestui trup. Noi nu suntem o organizație, ci un organism. Suntem trupul lui Hristos. Hristos aduce viață în acest trup al său, în biserica sa. Apoi, în al doilea rând, trupul lui Hristos este format din mai multe mădulare tema aceasta este foarte des abordată de Apostolul Pavel și am să vă citesc numai din Romani, din capitolul 12, versetele 3 și 8. Iată ce spune, la 3 la 8, iată ce spune Apostolul Pavel. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecare dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțuri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, și mădularele n-au toate aceleași slujbe. Tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, Cine are darul o prorocie să-l întrebuințeze după măsura credinței lui, cine are este chemat la o slujbă să se ține de slujba lui, cine învață pe alții să se țină de învățătură, cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare, cine dă să dea cu inimă largă, cine cărmuiește să cărmuiască cu râvnă, cine face milostenie să o facă cu bucurie. Funcționăm ca un trup, spune Apostolul Pavel, și fiecare dintre noi avem o anumită slujbă în acest trup al lui Hristos. Fiecare dintre noi avem o anumită chemare. Fiecare mădular trebuie să-și exercite funcțiunile lui. Și apoi fiecare trebuie să aprecieze funcțiunea celuilalt. În altă parte, Apostolul Pavel spune ce s-ar întâmpla dacă exist ar exista o concurență în trupul nostru și fiecare ar spune, a, dacă tu nu ești mână, ești nobody, nu? Eu le fac pe toate. Ce întrebe -mi mie picioarele astea care umblă iurea, nu? Nu fac nimic, domnule, nu? Dacă exista o concurență, o luptă în trup, între uh, mădularele noastre, acest trup ar avea enorm de mult de suferit. Ce s-ar întâmpla dacă am vrea să facem slujba altuia? De aceea Apostolul Pavel spune, cine face bine, să facă bine în continuare. Cine predică, să predice. Cine cântă, să cânte. Cine prorocește, să prorocească. Să nu te apuci să faci ceea ce nu ești tu chemat. Acum e adevărat, eu am văzut oameni bolnavi care scriu cu picioarele. Pentru că nu au mâini. Au învățat să scrie cu picioarele. Au învățat să conducă mașina cu picioarele. Au învățat să mănânce cu picioarele. Pentru că nu au mâini. Nu e așa? Asta este caz extrem. De ce te-ai apuca acum la ora asta să te apuci, nu? Ai mâini bune și începi să mănânci cu picioarele. Toată lumea ar zice, ăsta este ciudat și trebuie dus la spital. Nu, ăsta este, este bolnav. Pentru că dacă toate sunt sănătoase și fiecare își face slujba lui, suntem un trup armonios și există viață și sănătate în acest trup. În al treilea rând, trupul trebuie să aibă mădulare care își îndeplinesc menirea, funcțiunea, Creșterea se petrece atunci când fiecare își face partea lui. Și am auzit versetul ăsta azi dimineață, citat de fratele Opriș. Știți că un lanț e atât de puternic cât cea mai slabă verigă din el? Atât de puternic e lanțul acela cât veriga cea mai slabă. Știți cât de puternici suntem noi? Câte de slab cel mai slab mădular din viața noastră. nu e așa? Putem să fim tari? Eu n-am crezut că tata o să meargă la cele veșnice așa de repede. Ultima dată când l-am văzut, era tare, puternic, dar tata a fost atât de puternic, cât de puternic i-a fost inima. Și inima lui a cedat și s-a dus. O biserică este atât de puternică, cât de puternice sunt mădularele ei. Știți unde se rupe lanțul? La veriga cea slabă, nu-i așa? De ce ne îmbolnăvim? Pentru că cedează unul dintre organele noastre, unul dintre mădularele noastre. De ce se uh, petrece boală și suferință într-o biserică? Pentru că veriga cea mai slabă cedează. Pentru că mădularul cel mai slab cedează. Rănirea sau handicapurile unor mădulare reduc abilitatea trupului de a funcționa. De aceea, zice Apostolul Pavel, îndemnați-vă unii pe alții, vegheați unii asupra altora, sfătuiți-vă, rugați-vă unii pentru alții, să menținem această sănătate a trupului. A menține sănătatea trupului, știți bine despre ce este vorba, nu? Trebuie să mănânci ceea ce trebuie, când trebuie, trebuie să faci exerciții. Amin? Nu? Asta mai ales eu trebuie să zic amin. Nu? Noi bărbații singură exerciții care le facem, deschidem frigiderul, închidem frigiderul. <laughs> e nevoie să facem exerciții, nu-i așa? Sănătatea trupului trebuie păstrată și sănătatea trupului lui Hristos trebuie păstrată. Deci, Biserica vie funcționează ca un trup. Suntem trupul lui Hristos și trebuie să avem grijă de funcționalitatea acestui trup al lui Hristos. De aceea trebuie să identificăm darurile pe care le avem, să le folosim. Știți că noi vom crește numai în măsura în care ne exersăm darul care l-am primit de la Dumnezeu? Hai să presupunem că la vârsta mea m-aș apuca să cânt la vioară acum. Nu? Aș lua lecții, m-aș duce la profesori, eu știu, aș cumpăra o carte din aia, Violin for dumb people. <laughs> Există tot felul de manuale asă. Aș începe să studiez cum se cântă la vioară. Aș scârți ceva și dumneavoastră, fiind politicos, poate aș aplauda la sfârșit, nu? Mărindu-mi confuziile mele și erorile în care am căzut, nu-i așa? Normal ar fi, la vârsta asta, să știu la ce sunt bun și să fac ceea ce ceea ce știu, nu? Să nu mă pun să fac ceea ce n-am făcut niciodată și la ceea ce nu sunt chemat. să ajut pe cei care să pricep să cânte la vioară, nu? Să-i încurajez pe cei care cânte la vioară. găsește darul care îl ai, funcțiunea care vrea Dumnezeu să o ai în acest trup al lui Hristos și crești în harul, înflăcărează darul care a fost pus în tine. Exersează funcțiunea la care te căma Dumnezeu să fii în acest trup. Nu poți să crești decât acolo. Nenorocirea când fiecare dintre noi vrem să facem slujba altuia, nu? Vedem imediat ce fac el îi criticăm, nu? Și mai ales noi românii suntem absolut specialiști în chestia asta. Nu știu de unde vine chestia, treaba asta, nu știu. Care dintre strămoșii noștri s-au îmbolnăvit, nu știu. Dar noi vedem altfel lucrurile, nu? Vrem să îmbunătățim Sor, a, a cântat bine, dar nu trebuia nota aia să o ia pe acolo. A recitat, dar nu partea aia... Frate, predica a fost grozav. Dacă nu spuneai chestia aia, era și mai bine. Nu. Asta mi-o zic mi că în fiecare seară când plec de la biserică, dacă nu ziceam chestia aia. E, dar nu ține tu cont așa de, de mult de activitatea celorlalți. Gândește-te la tine, la activitatea ta, la chemarea pe care tu o ai. Îmbunătățește-o, nu lasă, nu mai îmbunătății pe alții. Ocupându-te de alții, uiți să te ocupi de tine și de darul care îl ai. Și organul neexersat se atrofiază. Știți bine asta, nu? Nu l folosești, moare. Un al doilea lucru o a doua caracteristică a unei biserici vii este că biserica vie iubește ca o familie. Iubește ca o familie. Iată ce spune Apostolul Pavel în Tii Timotei, capitolul 3, versetul 15. Dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului cel viu, stâlpul și temelia adevărului. Să știi cum te porți în casa lui Dumnezeu. Știți că cuvântul aici este căminul lui Dumnezeu, familia lui Dumnezeu, să știi cum te porți în familia lui Dumnezeu. Și în biserică trebuie să iubim ca într-o familie. Trebuie să ne iubim ca într-o familie. Nu ca într-o organizație, ci ca într-o familie. Suntem familia lui Hristos. o femeie povestea despre bărbatul ei, zice, mai bărbatul meu, ca să dovedească că mă iubește. Ce Înnoată în cele mai mari râuri posibile, urcă munții cei mai înalți, luna de pe cer ar s-ar duce să mi-o ducă să o coboare. Zicea și extraordinar, și ce ai făcut? Zicea, am divorțat de el că ăsta nu e acasă niciodată. <rătări> <rătări> Asta, ăsta nu e acasă niciodată. <rătări> o familie este că oamenii sunt împreună, familia este împreună, ok? Familia nu se hrănește cu declarații grozave, ci cu prezența aceea plină de dragoste și de grijă unul pentru celălalt în fiecare zi. Biserica este casa lui Dumnezeu, este familia, căminul lui Dumnezeu. Aici locuiește Domnul împreună cu copiii lui. Îi vedem pe ceilalți frați din biserică ca și membrii ai familiei noastre, îi putem trata la fel sau nu? Să știți că aici este examenul cel mai mare pe care noi îl dăm. Cât de familiari suntem noi cu frații de la biserică? Uneori nici nu știu cum îi cheamă. Zice, mă, să vine pe la noi. L-am mai văzut. Atât a tot. By the way, ce ai zice ca nevastă să spună chestia asta despre tine? Zice, că am ști... bănuiesc că e de la noi, mai vine de când, de când. nu? <laughs> despre un tată care lipsea de acasă tot timpul, așa, un copil zice, oare cine este, tata sau unchiul meu? nu, nu știa exact cine îi. E. e vorba de familia lui Dumnezeu. Sunt frații noștri membri din familia lui Dumnezeu, din familia noastră? Îi pot eu trata pe ei ca și pe frați, ca și membri ai familiei mele? Cum îi tratez Noi avem pe Charlie, un, un cățel de trei ani, grozav. Deja e membru în familia noastră. Nu știu cum m-aș descurca fără Charlie. Charlie e parte din familia noastră acum. Te legi sentimental până și de un animal. Dar de o ființă umană. N-ar trebui să ne legăm. Frații noștri, surorile pentru care a murit Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Ei niște unicate ale Universului. Dacă ar fi fost singur pe lume, Hristos ar fi venit să moară pentru ei. Fac ei parte din familia mea? Pot eu să-i tratez ca pe membri din familia mea? Apoi, în al doilea rând, o familie sănătoasă și puternică. În această familie există câteva lucruri. Există interes a unuia pentru celălalt. Mă interesează ce se întâmplă cu viața ta. Te interesează ce se întâmplă cu viața ta, cu viața mea. Este ceva mai mult decât How are You? Nu? Uh, cred că am să încep să țin un serial despre familie în biserica noastră, pentru că uh, când întreb, pui întrebarea How are You? How, how, how is Your Family? Uh, imediat zice, Nice, Well, Fine. We are fine. Și am găsit o imagine excepțională despre The Fine Family. Mi-a plăcut enorm de mult. Este tata, mama, copii și un elefant. Asta e The Fine Family. Okay? Fiecare avem un elefant în casă. Okay? Nu vorbim de loc. deloc. Oh. Știți ce înseamnă un, un elefant în casă? <laughs> Eu încercați numai să vă imaginați. Nu? În primul rând, să știți că asta nu se spală și nu dă cu spray deloc. Deodorant no way, Unde se învârte, sparge ceva. Ocupă un loc e, e enorm în casă. Se ocupă toate locurile în casă. Dar fiecare dintre noi avem când un elefant de ăsta în casă și tăcem din gură. Și we are fine. fine. We are not talking about the elephant. Nu vorbim despre elefant. Și elefantul ăsta poate să începe, poate să fie lipsa de respect a unui în față de celălalt, poate să fie un copil rebel, poate să fie un bărbat bețiv, poate să fie o nevastă mincinoasă și hoță. Cine știe ce alt elefant avem în casele noastre și totul e fine. We are the fine family. Și m-am gândit să luăm ideea asta de aici și să vorbim despre elefanță ăștia pe care îi găzduim în casele noastre despre care nu vorbim, domnule, să nu se știe nimic. We are the fine family. Exact același lucru se întâmplă cu bisericile noastre, nu vă supărați. Nu? Cum e biserica? Au, cum vă bucura? Au, au ne bucurăm de numa. Cu elefantul, dar nu vorbim despre elefant, nici vorbă. Nu vorbim despre elefant. La noi totul e perfect. Relele sunt la ăia la alți. Ăia se ceartă, ăia la alți fac alegeri, ăia la alți votează alt. La noi nu. La noi e dragoste și pace de nu mai putem. Ascundem elefantul. Ascundem elefantul. Familia sănătoasă manifestă interes unul față de celălalt. Există grijă reciprocă a uneia față de celălalt. Intuim nevoile Acționăm, ne ducem, facem, ajutăm, punem mâna, nu îi lăsăm singuri. Există dragoste între membrii acestei familii. Există interes și dragoste. Și uneori nu este ușor să iubești pe toată lumea. Și mai ales pe cei din casa ta. Cei care ați avut adolescenți, nu? Vă aduceți aminte de perioada aceea din viață? Slavă domnule, că am trecut pe aici, am scăpat până crește Hayden. Cred că îl dau lui taică sau pe când o să fie adolescent. Mark Twain zicea că pe la 14 ani trebuie să-i bagi într-un butoi, pui capacul și dai de mâncare prin gaură. Așa. La 17 ani bați cepul ăla de tot și ai terminat cu ei. Um, nu e ușor să -i iubești nu sunt ușor de iubit, dar sunt ai noștri. Când a vrut să-l scot pe unul noaptea din casă și eram hotărât pun toate hainele în fața garajului să-l șterg de pe lumele meu, atunci s-a ridicat în apărarea lui mama lui și mi-a fost frică de ea. Păi să stai pruncul nostru, te nu scoți afară. Îl dai la deavolul, Atâta timp cât din casa noastră mai este o speranță. Că l-ai scos afară, nu mai este niciuna. Nu e ușor să iubești pe toți. Dar într-o familie există asemenea dragoste, există asemenea acceptare. Unde să o găsească lumea dacă nu în biserică? Ascultați-mă bine, dacă agape rămâne numai un nume și un titlu și nu oamenii nu vor găsi o dragoste autentică, este o altă lozincă. O alt titlu care te păcălește și care te minte. Dar aici oamenii trebuie să găsesc o dragoste autentică, o dragoste adevărată, pentru că au nevoie de ea. Criza din lumea noastră este o criză de dragoste. Biserica funcționează ca un trup, dar iubește ca o familie. Ca să-ți dezvolți sentimentul de apartenență la această familie a Domnului, ar trebui să facem câteva lucruri. Ar trebui să fim gata să ne cunoaștem mai bine pe frați și pe surori, să facem efortul să-i cunoaștem. Noi ca biserică facem lucrul ăsta și cred că trebuie să o luăm de la capăt, frate Gigi, din nou, iară să ne mai rugăm încă o dată pentru fiecare familie din biserica noastră, pentru că am uitat cum îi cheamă, probabil, Vrem să-i ducem din nou aici în față și iară să ne rugăm pentru ei, iară să le mai spunem istoria, să știm cum îi cheamă, Domnule, să știm ceva despre viața lor, pentru că dacă, dacă nu facem efortul să ne cunoaștem, nu vom fi o familie niciodată, nu vom fi un organism, nu vom fi o organizație. Un organism viu, o familie vie, trebuie să-și dezvolte cunoașterea reciprocă. Folosiți orice ocazie să petreceți timp împreună. Știu că e costositor, dar mergeți la toate logodnele, la toate nunțele, la toate... Și ce dacă nu mai e copii? La noi e un fel de business, domnule. Doamne sus. Zilele trecute discutam cu soția despre cineva pe care noi îl cunoaștem și cunoaștem familia. Nu i-am văzut la nunte niciodată, știți de ce? Pentru că și-au copiii, nu, nu merg la nimeni, domnule, nu sunt dator la nimeni. Wow! Și nu sunt oameni săraci. Ar putea merge la toate nunțele din oraș, că sunt oameni bogați, dar nu se ducă, ei n-au copii și nu au interes, domnule. Ei, ai venit la nunta mea, mă duc la nunta ta. Nu? Wow! De unde businessul ăsta? În familie nu funcționează lucrurile așa, nu? Nu să astea sunt regulile după care funcționează o familie. Prinde orice ocazie să te duci să fii cu frații. Pentru că unde sunt ei, e un cost de rai. Fă tot ce poți și du-te, du-te împreună cu ei. Țineți minte ce v-am zis eu când trebuia să cumpărăm localul și ăsta de aici și mi se părea că e departe. Atunci eu m-am hotărât în inima mea, în sus, dacă frații mei se mută la Flagstaff, mă duc la Flagstaff cu ei. Știți că v-am zis că este asta, mă duceți aminte. Ai don't care unde vă duceți, mă duc după voi. Mă duc împreună cu voi. Vreau să fiu împreună cu frații mei. Fă tot ce poți, prinde orice ocazie și fii împreună cu frații. Nu sări peste ocazile să fii împreună cu ei. Pentru că nu o să-i cunoști niciodată și nici ei nu o să te cunoască și va veni o zi când o să te plângi că ești singur. O să fii singur pentru că nu te-ai dus să fii împreună cu frații. Cu cât creștem mai mare ca biserică, va fi tot mai greu și vei fi tot mai singur. Dacă nu, te vei integra într-o altă formă, într-un grup mic. By the way, săptămâna viitoare avem întâlnirea grupelor mici. Biserica Agape este formată din, din grupe mici. Noi suntem o biserică de grupe mici. Știți de ce facem asta cu încăpățânare? Pentru că avem nevoie unii de alții. Grupa noastră se întâlnește de fiecare dată la altă familie. Cred că nu ne-am fi dus unul la alții și nici de poate niciodată dacă n-ar fi fost grupul ăsta mic, nu așa? Hai să fim serioși. Oh, eu am casă prea mică, eu am casă prea mare, eu sunt preocupat, nu am timp și știți bine cum merg lucrurile. Dar acum ne-am programat tot din două în două săptămâni să în casa cuiva și ne-am legat, devenim o familie, ne simțim bine împreună. Cu cât o biserică crește mai mare, dacă nu are asemenea formă, te simți tot mai singur, tot mai deconectat de Biserica lui Hristos și tot mai departe de această familie care ar trebui să fie Biserica Domnului. Participați la un grup mic, vă rugăm. În al treilea rând, o biserică vie, într-o biserică vie există închinare ca într-un templu. În biserica vie există o închinare ca și într-un templu. În Roman, capitolul 12, versetul 1, Apostolul Pavel spune, vândem dar fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Templul, știți că un templu era construit pentru proslăvirea ființei căruia a fost dedicat. De aceea se construiește un templu. Nu? Un templu se, se construia pentru a se închina ca un loc de închinare zeului respectiv, lui Dumnezeu. Templul din Ierusalim s-a construit ca un loc de închinare lui Dumnezeu. Noi suntem templul lui Dumnezeu. Concepția, structura unui templu, toate sunt făcute pentru închinarea înaintea lui Dumnezeu. Acolo, la templu, aveau loc jerfele, slujirea, actul închinării, toate se petreceau în templul acela. Biserica lui Hristos este templul lui Dumnezeu. Biserica lui Hristos este templul lui Dumnezeu. Vreau să citez aici un verset din, 2, din, 2, din 1 Petru, capitolul 2, versetul 5. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu aici. Și voi, ca niște pietre vii, sunteți zidiți ca să fiți o casă duhovnicească, o preoție sfântă și să aduceți jerfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Isus Hristos. Voi sunteți o casă duhovnicească, voi sunteți un templu zidit din pietre vii și voi sunteți și preoții în această clădire sfântă unde se așteaptă de la voi jerfe duhovnicești și plăcute înaintea lui Dumnezeu. Suntem templul lui Dumnezeu, templul în care a fost construit pentru slava lui Dumnezeu și pentru închinarea înaintea lui, pentru închinarea înaintea lui Dumnezeu. În al doilea rând, biserica este templul lui Dumnezeu în care se aduc jerfe și laude, jerfe și laude înaintea lui Dumnezeu. Aici trebuie să ne ridicăm vocile și să cântăm înaintea Dumnezeului nostru și să aducem rugăciunile noastre. În Evrei, capitolul 13, versetul 16, ni se spune că tot aici, în acest templu, spune Sfânta Scriptură, este să aducem Domnului o jerfă de laudă. Versetul 15, prin el să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jerfă de laudă, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Rodul buzelor noastre, cântarea noastră, Faptele noastre bune trebuie să fie aduse ca o jertfă înaintea lui Dumnezeu. Însuși, ființa noastră trebuie adusă ca o jerfă vie înaintea Domnului. Biserica este o biserică vie, este aceea în care există o închinare în acest templu al lui Dumnezeu. Trebuie să funcționăm ca un templu al lui Dumnezeu. În al patrulea rând, biserica într-o biserică vie există supunere ca într-o împărăție. Supunere ca într-o împărăție. El ne-a izbăvit de, de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului Dragostei Lui, spunea Apostolul Pavel în Coloseni 1 cu 13. Funcționăm ca o împărăție. Ca biserică avem privilegiu să facem parte din împărăția Lui Hristos. Iată ce spune Pavel despre Biserica din Colose, în capitolul 1, versetul 13, el spune așa. El ne-a izbăvit de sub puterea Întunericului și ne-a strămutat în împărăția fiului dragostei lui. Același Pavel vorbește, în cartea sfântă vorbește apoi despre privilegiul care îl avem ca apostol, ca și apostolul Ioan. De exemplu, în Apocalipsa, capitolul 1, el spune așa la versetul 9, Eu, fratele vostru, care sunt părtași cu voi la necaz, la împărăție, deci Ioan este părtaș cu noi la împărăție, face parte din aceeași împărăție a lui Hristos, împărăția lui Dumnezeu pe pământ, în Biserica Domnului. Biserica este o expresie a împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Știți că împărăția are un împărat căruia îi datorăm ascultare, credincioșie și supunere, nu-i așa? Acum aici vreau să fac o paranteză și să vă spun că sunt unii oameni care cred că împărăția lui Dumnezeu este așa ca și în Anglia de astăzi, nu? Are o regină, îi stă bine cu coroană, în palate, caleașcă, tot ce vrei, așa, dar conduce parlamentul, nu? Puterea de decizie nu o are deloc regele sau regina, o are împărat, o are, o are parlamentul, nu așa? Parlamentul englez. Sunt De unii oameni care cred că împărăția lui Dumnezeu se conduce așa, Dumnezeu e adevărat împărat, dar noi luăm deciziile importante, nu? Cu statutul nostru. Spunea cineva care a vorbit recent cu un păstor din România, parcă Timotei îmi povestea că a vorbit cineva cu un păstor din România și spunea, frate, uite ce spune Sfânta Scriptură. Da, da, frate, a spus el, da, în statutul nostru spune altfel. Și atunci fratele să zice, domnule, ăsta e statut drăcesc. Cum poți să spui așa ceva despre statutul nostru? Păi zice, dacă statutul nostru contrazice Biblia, nu? Numai de la satana poate să fie, nu poate să fie din altă parte, nu-i așa? Noi credem că Dumnezeu conduce, e adevărat, lumea, istoria, biserica, El este împăratul, nu? Este, noi nu suntem în democrație, fraților, în teocrație, Dumnezeu conduce ca un împărat, e adevărat, dar noi luăm deciziile. Noi avem un statut. Interesant, cineva a venit la noi la biserică și mi-a spus că i-a plăcut bun la noi la biserică, dar nu mai vine că nu avem statut. Am vrut eu să-l trimit undeva, unde știam bine că ei aveau statut. <laughs> n-am apucat because he unfriended me unfriended me de pe Facebook imediat, n-am avut statut domnule și m-a scos afară interesant am vrut să spun, avem avem statut, dar statutul nostru este Sfânta Scriptură dacă găsesc ceva că este mai bun decât Sfânta Scriptură, le adminau eu deocamdată n-am găsit ceva mai bun decât Sfânta Scriptură, nu? Eu cred că o biserică trebuie să aibă ca statut Sfânta Scriptură, cuvântul lui Dumnezeu. nu e așa? Acum ce este un statut, domnule? Hai să vedem ce este un statut. Un statut de format este un act legislativ pentru care un grup de oameni, nu? S-au gândit, unii s-au și rugat, spune că au postit când l-au făcut, așa? Au scris pe hârtie cum se conduce biserica. Probabil s-au inspirat din Scriptură. Nu neg de chestia asta. Deși cu procentele alea, mă îndoiesc că se găseau în Scriptură chestiile alea cu procentele. Nu? Trebuie să ai 70% din 80% prezență. Mă rog, niște oameni s-au adunat acum 20-30 de ani, au fost de treabă, s-au rugat, au scris hârtiile alea care au devenit legea merzilor și perșilor, pe care nu mai pot să le schimb, domnule, pentru că îți trebuie 80% de un oameni prezenți din care 75 trebuie să voteze pentru. Și niciodată nu se împlinește chestia asta pentru că oamenii nu mai vin să se certe. de sick and tired să, să, se mai certe. Și nu mai vin la ședință domnule. Și atunci nu mai pot să schimb nimic. E bine, există un alt concept pe care noi l-am îmbrățișat. Se cheamă conducere prezbiteriană. Avem 12 bărbați aici, care ne adunăm o dată pe lună și când avem o problemă, prima noastră întrebare este: Ce spune Biblia de chestia asta? Și căutăm în Sfânta Scriptură un răspuns la problema cu care suntem confruntați. Imaginați-vă, imaginați -vă, vă rugăm, că Comitetul ăsta de, de prezbitere a Bisericii Agape sunt Comitetul care face statutul. Okay? Dar nu-l scrie. Singura chestie este că nu-l scrie. Nu-l scriem. Suntem un statut viu care funcționează tot timpul. Când dăm de o problemă, întrebăm ce spune Scriptura despre asta. Dacă nu găsim în Scriptură, ne gândim cum ar fi bine și logic și normal. Dacă nici acolo ne duce capul, ne punem pe post și rugăciune până găsim un răspuns. Se meargă treaba bine. Dar dacă cineva cu vreo 30 de ani în urmă, și eu mă îndoiesc că au fost mai duhovnicești decât ăștia de astăzi, okay? Au scris pe hârtie niște lucruri pe alea nu le mai pot schimba. Și apoi vine cineva și spune că virgula se pune înainte și nu după. Hm. Și că așa se interpretează și când îi convine e statutar, când nu e convine e împotriva statutului și uite așa ne certăm și ne batem de ani de zile. Am vizitat biserica S.S.V., uh, am avut o întâlnire cu Dan Wilson și prima mea întrebare, am zis, may I have your bylaw? s au uitat la mine cu niște ochi mari și au zis, by what? By law. Mi-a zâmbit, m-a de după umeri și zice, tinere, doamne, ce mi-a plăcut că este asta. Începe <laughs> să-mi placă tot mai mult când zice, zice, uite-te în jură! toate bisericile să cearte around that dirty piece of paper. Toate bisericile din jur să cearte din pricina acelei hârtii murdare pe care au făcut-o. Spunea, mă omului Dumnezeu, numai Dumnezeu din ceruri poate să scrie o lege care este universal valabilă, nu oamenii. Tot ce scrie astăzi pe hârtie, mâine se întoarce împotriva ta și nu mai este valabilă. Să nu faci chestia asta niciodată, să o nu mai faci. Și mi-a plăcut de enorm, enorm de mult chestia asta, că eu am, am suferit din pricina lui de dări piece of paper toată viața mea. Toată viața mea. Nu mai vreau să o văd deloc. Așa că ne-am întors la Scriptură. Aveam, aveam statut. Și vrem să lăsăm pe Dumnezeu să-și conducă biserica Lui. Noi credem că regele nostru este un rege în funcțiune, în exercițiu, care are putere, este regele regilor, domn al domnilor și împărat al împăraților și are autoritate în biserica lui de astăzi. Și el nu este o figură istorică pusă undeva numai de decor, ca și regina Angliei, nu? Și care nu are nicio autoritate, ci noi comitetul. Știți cum, cum am ajuns biserica creștină de astăzi? Noi credem că Dumnezeu conduce lumea adevărat, dar o conduce cu oamenii pe care îi alegem noi. Și spune, uite, ți-am ales pe ăștia, fă ceva cu ei, lucrează cu ei. Și Dumnezeu n-a funcționat așa niciodată în istorie. Niciodată în istorie. Dumnezeu și-a ales niște oameni pe care le-a dat o surbă și a așteptat rezultate de la ei. Dumnezeu n-a lucrat cu oamenii pe care am băgat noi sub nas. I-am băgat sub nas pentru că am fost mai mulți din județul ăla. I-am băgat sub nas pentru că am avut un clan mai mare, toți neamuri și am votat în bloc. Ca în România de astăzi. Știți că toți politicienii curtează pe Pernicostale astăzi și de ce? Nu că sunt mulți, domnule. Dar ăștia votează unde zice fratele pastor. Nu? Și zicea un, un avocat din Oradea, voia să mă duc în campanie electorală cu el. Zice, domn pastor, vină cu mine, te plătesc cât vrei, vin cu mine prin satele, prin Bihor. Zice, dacă pocăiții pe nu votează cu tine, zice, nu te alege nimeni, domnule. Pe din România ar putea schimba situația din România, că ăștia votează în bloc, nu? În cazul este că votează pentru cine dă mai mulți bani. În spunea cineva, zice, nu există... o politică mai murdară ca acum, Nicăieri în, și n-a fost în istoria României. În România nu se plătesc. Uh, vedeți, nu este ca și la noi cu tax-ul. Când îți faci incamtexul, declar de ce religie ai și atunci parte din taxele tale, guvernul trebuie să le distribuie la religia de care tu aparții, proporțional. Okay? Proporțional. Și atunci bisericile primesc bani de la stat, nu, din buzunarele noastre, că noi am dat, nu? contribuabilii și atunci statul dă bani bisericilor. Și știți cum se petrece? petrec lucrurile? Îmi spunea cineva și ceea ce vă spun acum nu este deloc fantasmagorie, este de la fața locului. Primești 200.000 de euro, așa, dar 100 de mii trebuie să se întoarcă înapoi la, la care ți-a dat. Frumos. Și atunci biserica devine spălătoare de bani pentru politicienii corupți. Hristos conduce lumea asta și nu are nevoie de voturile noastre, nu are nevoie de comitetele noastre, conduce lumea asta fără noi. Ascultați-mă! Trebuie să-i dăm autoritate în felul ăsta. Vox populi is not vox dei. Vocea poporului este vocea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este intimidat de numărul voturilor noastre și de vocile noastre. Biserica vie se supune ca o împărăție. Și ultimul lucru care vreau să îl menționez în această seară este că biserica vie este curată ca o mireasă. Este curată ca o mireasă. Biserica vie este curată ca o mireasă. Pavel descrie Biserica lui Hristos ca pe o mireasă. În 2 Corinteni, capitolul 11, ar vrea să vedem versetul acesta. Practic, versetul pe care l-am ales este din Apocalipsa 19, versetul 7 și 8. Să ne bucurăm și să ne înveselim și să-i dăm slavă că a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit și s-a dat să se îmbrace cu insubțire, strălucitor și curat, inul și subțire, inul subțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. Apoi mi-a zis, scrie, ferice de cei chemați la ospățul nunții mielului. O biserică vie este curată ca o mireasă. Este curată ca o mireasă. Pavel descrie această biserică a lui Hristos ca pe o mireasă în 2 Corinteni, capitolul uh, 11, versetul 1 și 2. V-am logodit, spunea el, cu Hristos și trebuie să fiți o mireasă fără pată și fără zbârcitură. Uh. Responsabilitatea bisericii până va veni mirele este să se păstreze curată, să se păstreze castă, să se păstreze curată până va veni mirele ei. Hristos însuși vede mireasa, vede biserica ca pe mireasa lui. În Efeseni capitolul 5, versetele 25 la 29, vreau să citim versetele acestea, capitolul 5, 25 la 29. Bărbaților, iubiți vă nevesemile, cum a iubit și Hristos biserica și s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească după ce a curățit-o prin botezul cu apă, prin cuvânt, și ca să înfățișeze înaintea lui această biserică slăvită, fără pată, fără zbărcitură sau altceva de felul acesta, ci sfântă și fără prihană. Așa trebuie să fie biserica lui Hristos, fără pată, fără zbârcitură, sfântă și fără prihană în așteptarea mirelui ei. În al treilea rând vreau să menționez că și Ioan vorbește despre viitoarea nuntă, așa cum am citit înainte versetele din Apocalipsa 19 versetul 6 și 9. Acolo Ioan vorbește despre două lucruri care le face mireasa. Se pregătește de nuntă și se împodobește pentru evenimentul acela. Ca o mireasă în așteptarea anunții, trebuie să ne păstrăm deci curați și împodobiți cu sfințenie. Inusumțire sunt faptele neprihănite ale sfinților. În concluzie, în această seară, aș vrea să vă reamintesc din nou aceste adevăr, O biserică vie funcționează ca un trup. Funcționează ca un trup sănătos în care fiecare mădular își face datoria și este la locul lui. În al doilea rând, iubește ca o familie. Te simți ca într-o familie în biserica aceea. Nu-ți mai vine să pleci acasă. Apropo, duminica trecută, când am sărbătorit ziua de naștere a lui Viorel, v-am văzut și am văzut foarte multe poze n-am văzut un singur om trist în toată întâlnirea care am avut-o. Cred că din pizza pizzei, așa e? Pizza te face să fii foarte fericit. Eu nu cred că e numai pizza, a fost faptul că ne simțim bine împreună. Lucrul ăsta este un lucru extraordinar de important. Apoi, în al treilea rând, o biserică vie se închină ca un templu înaintea lui Dumnezeu. În al patrulea rând, o biserică vie se supune ca o împărăție împăratului ei și o biserică vie este curată ca o mireasă. Biserica vie este formată din creștini care își fac fiecare partea lor. Și în seara aceasta vreau să închei provocându-vă într-un mod foarte personal. Știți care este partea, știi care este partea ta la biserica locală, la trupul bisericii locale? Care este chemarea ta? Îți faci datoria? Sau critici numai pe alții și vezi ce fac alții. Găsește care îți este locul, ocupă-te cu bucurie, cu devotament, pentru că sănătatea bisericii, sănătatea acestui trup depinde de sănătatea acțiunilor tale, de sănătatea activității tale. Știți că se vorbește foarte mult că toate organizațiile din lumea de astăzi suferă un declin la început a fost o mișcare, nu e așa? Se vorbește foarte mult despre mișcarea pentecostală. Și ca să păstrăm mișcarea, nu? Vie, dinamică, frumoasă, să nu scăpăm de sub control, elaborăm o metodă. Nu? Scriem un statut. Și apoi, după etapa metodă, urmează ultima etapă, monument. Mișcare, metodă, monument. Și lumea se plină de monumente. Biserici care au fost, pe care le-a omorât metoda. Mișcări pe care le-a omorât metoda și le-a transformat în monumente. Ce rămâne după noi? Vor rămâne monumentele? Dacă vizitați țări ale Europei foarte creștine altă dată, veți fi șocați de mulțimea monumentelor. A fost o mișcare, au elaborat o metodă care a transformat în monumente. Biserici mari, goale, piese de muzeu. În Anglia și Scoția veți găsi sute de asemenea monumente în ruină. Niște ruine foarte frumoase. Nu? Biserica vie de altă dată a murit din pricerea metodelor cu care a fost administrată. Se va întâmpla un asemenea lucru și cu biserica noastră? Sigur că da. Dacă nu o vom păstra vie și dacă nu vom păstra așa cum vrea Hristos, un trup, o familie, o mireasă, o împărăție, un templu. Trebuie să avem în vedere întotdeauna lucrurile acestea ca să fim parte dintr-o biserică vie, dinamică și frumoasă. Altfel, vom ajunge și noi un monument. Vă invit să ne ridicăm cu toți în picioare și să încheiem seara aceasta cu o rugăciune. Doamne, am vrea să facem parte dintr-o biserică vie și dinamică. Ajută-ne să fim parte dintr-o biserică vie și să ne facem partea care trebuie să ne facem la viața acestei biserici. Să ne rugăm cu toții. Doamne, în seara aceasta stăm înaintea ta și îți mulțumim pentru cuvântul care ne-l ai dat, pentru harul tău și pentru binecuvântările tale.